зелили трек трекани ще жасмина нас так лишь есть тот мой мари ще мой мари парка обе ер са наскут ще обе ер парка а факут примул пас când am mers la grădiniță și uite că de grabă se duce la școală. Apropo, ia uitați-vă și Jasmina, vine din urma mea. Jasmina! Da. Ce faci? Eu? Mergi cu bicicleta? Da, mă duc la școală. Mergem la școală, da? Tu astăzi nu vei învăța, doar ne ducem să ne plimbăm puțin la școală și să o vezi tu școala, să faci cunoștință cu ea așa, din exterior. Nu cred că vom intra și înăuntru, dar totuși din exterior să vedem unde vei învăța tu. Mergem? Da! Hai să mergem! Și Jasmina, tu vrei la școală? Da! Da? Ești așa de bucuroasă! Ești așa de bucuroasă, chiar e așa. Și ieri și astăzi tot mă întreabă: tătico, când am să merg la școală? Peste câte zile? Astăzi am spus că peste 3 zile vei merge și tu la școală. Și iată m-am făcut de bucurie. Și mergem la vale? Hai. Sau hai pe aici mai bine. Nu frâna, Jasmina. Pentru ce ai frânat așa brusc? Mergem pe aici? A, tu ai vrut pe aici să te ridici. Iată, zice. Iată și școala ta, ne apropiem de ea. Iar mai bine zis, nu școală, ci liceu. Știi cum se numește liceul tău, Jasmina? Constantin Negruțe. Constantin Negruțe, da. Acesta este liceul în care vei învăța tu. Da. Da. Este o clădire de tip vechi, dar nu asta contează. Contează cât de bine v-a învățat Jasmina aici, cum se va înțelege cu prietenii și ce profesoară va fi. Noi am văzut-o câteva zile în urmă. Da, și parcă așa prima impresie e foarte bună despre ea. Dacă ce e că dacă școala de afară arată rău, înseamnă că înăuntru nu e așa, poate să fie rău de afară, dar înăuntru bine. Da, și așa, e drept, corect. Hai, Jasmina, hai spre școală, să o vedem din față, din spate. Hai, hai să arătăm copilul școală. Iată aici este partea din față a liceului. Uite așa, am învățat și eu în unul asemănător. Vezi, Jasmina? Aici vei veni tu la liceu. Vei intra probabil ori sau pe acolo, sau pe aici, pe la intrarea centrală. Da? Jasmina, dar de ce tu așa de tare îți place ție la școală, la liceu? De ce vrei tu așa de tare acolo? Cunoșteam noi prieteni. Da? Ați mă duc cu ei. Aha. Dar cum crezi? Tu vei putea lua jucăriile cu tine la liceu? Nu. Nu? Dar de ce? Pentru că acolo trebuie de învățat. Corect. Și nu de jucat. Te joci acasă. Corect? Da. După lecție. După lecție. Nu, Jasmina, nu vei ajunge. Da, uite, acesta este stadionul liceului.
Nu e. Cine știe ce? Dar tot ce e stadion, Jasmina. Aici vii să alerga? Aici, nu știu, veți mai avea și alte treceri? Nisip. Normative, știu că se numesc. Da, nisip. A, aici vii sări în nisip, știi? Când alergi, alergi, alergi și cât mai departe sari. Știi? Da. Păi ia că uite aici ce se face asta. Asta. Da, Jasmina, nu te-ai descurajat că ai văzut așa un stadion nu chiar frumos? O școală, un liceu din afară care nu e tare frumos, nu te-ai descurajat? Nu. Da, tot mai vrei încă la liceu? Da. Bravo. Jasmina. Vrei să alergi acolo? A? Vrei să alergi acolo? Da. Ia, hai. O fetiță a văzut-o pe Jasmina și... nu mai poate de emoții. Cum te numești? Mihaela. Mihaela. Uite, facem un vlog aici și ai merit și tu un vlog. Da. Te vei vedea pe YouTube. Da, împreună cu Jasmina. Da. Chiar dacă o văd prima dată. Noi am venit aici să vedem liceul. Liceul acesta. Ea aici va învăța. Da. Înveți și tu aici? Da? Da. Ești bucuroasă că va fi Jasmina cu tine într-un liceu? Foarte. Da? Uite, eu am văzut așa liceu, nu e tare frumos liceu, știi? Da. Și acesta este stadionul unde voi faceți educația fizică, da? Da, când vine vorba de evacuări, pe aici merge. Evacuări? Da, adică când... Ia uite, încă. Da, ai evacuări? Da. Ce fel de evacuări? Când ne pregătesc pentru un... Când de pildă este... Când arde ceva, păi noi să ieșim pe teren. Da, a fost dese ori când ardea da. Ceva. Serios? Vreau 6 ore a fost. Jasmina, te auzi. Dar nu, asta pur și simplu este pregătire, dar pe adevărat nu va fi. Ah, totuși nu a ars, doar v-a pregătit că în caz de incendiu. Ca a, păi așa și spune. Ca directoarea să vadă dacă noi suntem bravo. Adică... Nu, asta nu numai că directoarea vrea, dar așa îi se cere ei și vă învață pe voi, pentru că sunt cazuri când într-adevăr arde ceva și copiii nu pot ieși, nu știu cum să iasă afară. Nu știu cum să alerge afară din clădirea aceea în care se află ei. Da. Asta e foarte important. Și când merge vorba chiar de un cutremur. Aha. La noi mai rar cutremurile, dar se întâmplă și cutremurile să fie. Au fost și la noi. Și voi... copii mai țipă că, iată, se va prăbuși școală, în sfârșit vom scăpa. De chiar... școală, da? Da. Să nu mai înveți. Dar ce, nu-ți place școala? Nu, mie îmi place. Nu așa, Jasmina, altfel. Ia uite, e tătică cu așa să-ți arăți. Te-ai văzut până aici undeva era, da? Sau nu? Parcă da. Cam așa dacă vrei, da? De obicei, îmi permiți să-i și cadă jos. Ok. Vrei încă o dată? Hai încă o dată! Jasmina! Da, era ceva mai aproape, cred că, de ceea ce trebuie să fie. Bine, voi vă veți învăța la educația fizică să faceți lucrul acesta. Acum? Da. Acum vă mergeți spre casă. Scrieți-ne și nouă în comentarii cine dintre voi se duce ca și Jasmina în clasa 1. Da, și dacă vă place și vouă să mergeți la școală, la liceu, așa cum îi place Jasminei. Puneți-i Jasminei like pentru că este foarte bravă și eu cred că ea se va stori foarte mult să învețe bine la școală, da, Jasmina? Da. Da. Abonați-vă la canalul Jasmina Show, pe curând, pa! Pa, pa! Ne vedem în următorul filmuleț!